Vreau să ne ajutați să promovăm și noi circul. Uite că avem niște flyere de-astea. Da, stai umblați, băi, că m-am văzut. Ba încolo. Da, am găsit o plajă unde mai era ceva lume. L-am găsit pe omul ăla care se ocupa de plajă la Banana Beach. Și dacă ai nevoie de ceva lucru de făcut pe aici, treabă, noi facem cu mare drag. Să ajutați și voi să servim. Gata, da, hai să servim. Servim noi? Da, hai să servim noi la bar. M-am băgat în bar. Mărturisesc că în viața mea n-am turnat bere la draft. Stai, e prea spumă, prea. Ia mâna tu de aici. Ce vrei? E prea. Stai jos. Punea bere pe paharul și zic, nu se face așa. Și ea, ce vrei? Lasă aici, uite, ți arată. Nu, nu arunca. Mersi mult. Am luat paharul și am început să beau eu bere. Între timp, stăteam așezată și vorbeam cu Fiana. Prea încet sunteți. Și ne dădea indicații. Trebuie să vă mișcați un pic mai repede. Lume cere și imediat trebuie să vă mișcați. Diana era așa, ce, băi, nu-i să-mi toasă la cap. Adică ea nu face nimic, dar în schimb ne dă nouă directive. Am întrebat, mai băut ceva, ai consumat, ți-ai luat medicamentele invers, că sigur iei ceva medicamente. Stai bine? Da, parcă ce-i că ai treabă la circ, să te machezi, să... Trebuie să mă recoresc un pic, adevărat. Nu mai pot. Oricum, am încercat să le dau un pic de distracție. M-am plictisit și eu, am mers în spatele. Câte? 10. Ok. Comandase cineva un frappe și eram în bar. Și mă am întâlnit cu ceva pe cap. Doamne, nu cred că faci treaba aia, o să se enerveze foarte tare. Femeie, băgăm un frappe în cap. Băi, cum îi pui ăla de pe jos în cap? Ce ai? Deci niște glume din astea pe care nu aveam cum să le înțelegem. De unde aveți glumele astea? Așa și la circ? Să știm și noi, dracu, să mergem la tot, dar sincer, chiar vreau să rezist. Nu mă pun aminte la cap. Ei. Pare să că Sandy, fiind de ceva vreme alături de Nea Mărin, a luat niște chestii de la el. Eu am zis, bă, zic, fă o glumă din asta, zic, glumiță, pune-și acistul furii, zic, dacă tot o faci, fă-o de omoară-ne până la cap, zic, ce te mai încurci acum cu apă? Deci nu, femeia nu-i sănătoasă la cap. Ce vrei? Eu nu vreau absolut nimic, nu știu tu ce vrei. Calmează-te un pic, soror. Mamă, ai avut jupere când erai mică, ești ok? Ai nevoie de consiliere? Am o prietenă psihologă. Eu mă așteptam să-mi fiu speriată de Nea Mărin, dar eu sunt speriată de fata asta. E ceva, Doamne, ferească Dumnezeu. Este Denis, pericol public, varianta 42 de ani. Ce vrei să mai fac? Sunt de saltele. De pe plajă? Ok. Deci la un moment dat pe plajă, eu n-am crezut că o să zic vreodată asta. Pe plajă am băut de Gianni, ne e dor de Gianni. Să vină Gianni. Am zis că nu. Gianni, stați aici și eu mă duc și iau pe el. Aș ști că de aici trebuie să le luăm, să le ducem la căpăluța. Să luăm mai puține. Stai că mai am o crampă din când în când. Ideea e că nu e chiar ușor să strângi saltele, sau mă rog, să le strângi ușor. Să le car nu e chiar atât de ușor, pentru că nu e chiar o muncă de fete. Unde? La o căpănuță de aia, stai că la de jos e prins. Băga-mi aș picioarele. Acolo în dreapta? Da. Roxana zâmbește. Am încercat din nou să am atenție lor sau mi-e bat joc de ele. Bravo, vedetele, ce frumos munciți, așa se face, ați venit la Nea Mărin. Tu ce faci aici? Tu nu muncești, mă aștept. Tu mă așteptai, ăștia muncești și tu? Nea Mărin. Le-am muncit pe astea, dar nu țin chipul. Dar zic, tu de ce ești udă? Păi m-au udat fetele tale. Hai venit? Gata? Ce dormi era de mata? Mai aveți? Avem un pește, Diana. Nu mai faceți nimic, gata. Hai. A început Diana. Nea Marine, femeia asta e nebună. Mai poștă spuma, m-am înghițit, bre, m-am crampe. Dar cum? Cum e? Mi-a aruncat nebuna un tub din ăla întreg și eram cu gura deschisă, mi-a dat în urechi, în ochi, în gât, fac baloane în stomac. Serios? Să le vedem. Mă, eu știu că Sandy, când o apucă nebunia, face din astea. Dar eu, nefiind acolo, nu știu de ce s-a întâmplat toată nebunia asta. Mai bine să plec lângă de ea, că ea este periculoasă. Da, du-te. Ne vedem, la revedere. Ceau, drag. Cine mă periculoasă e? Nu am reușit să scăpăm de ea. Nu știu unde a dus-o de acolo, dar măcar ne-a luat-o de pe capul nostru, că deja eram, adică... Noi nu eram obosite de muncă, cât eram obosite psihic de fata asta, femeia asta. Deci ne-a terorizat, crede-mă, ne-a... Mai bine nebună ca mine decât plictisitoare ca ele, știi? I-am lăsat pe ei, eu am plecat să mă schimb, pentru că seara aveam spectacol. Ah!
Procedura e în felul următor. Trebuie să mergi la spectacol, să vezi unde te încadrezi, că trebuie să facem și noi un număr. Că de-aia vin oamenii să ne vadă și pe noi făcând ceva. Fiți foarte atenți! Mâine seară ajunge și Liviu. Vorbesc eu cu el. Dacă vine și prezintă, bine. Dacă nu, cineva trebuie să prezinte. Da? A început spectacolul, ca de fiecare dată, Maurizio. Auzi? Am mărit și e și Maurizio. Asta e. Asta e? Prima dată țintește o fată, a luat-o pe Diana. Asta e mea, e? Ce e asta? Casa ta? Casa ta? Te place? Da. Asta e mea. Scaune? Te place? Da. Wow, mi-a plăcut rău de tot numărul cu mașina. M-am prins destul de greu la început, nu știam ce vrea de la mine, dar mi-am dat seama că fâștic, făștoc, punem centura, claxonăm. Da, foarte, foarte fain tot ce face Maurizio, e foarte talentat. Mi se pare că e o piesă foarte importantă acolo. Face legătura între toate momentele de cir. Eu așa vreau să fac, cum face Tatiana. Vrei să o ajut să fac? Da, bineînțeles. Când am văzut-o pe Tatiana ce face, mi-am dat seama cât de lemne suntem noi. Sau cel puțin eu, nu știu. Mi-aș fi dorit să pot face măcar 1% din ce face ea acolo. Este spectaculos ce face, dar nu cred că nici dacă mă antrenam următorii 2 ani nu aveam cum să reușesc să fac treaba asta. Nu e ușor, zici, ce e mă atâta că se... nu e ușor. Și toate numerele care sunt la circ sunt cu dificultate. Și nu mă refer numai la acrobațiile care se fac sus, în aer sau așa. Mă, chestia aia cu cercul, zici, ce mă, e ușor. Lăsați. Am gândit, Roxana. Nu stai și eu arunc cercurile. Stai dreaptă și arunci cercurile. Sau cum se dau în leagănele alea. Uai de mine. Zice, mă, și noi când eram copii ne dădeam în leagăn. Da, mă, frate, dar nu sari. Sau pe cauciucurile alea imense. Să sari și să te îmbârți în aer. Știți-mă că dacă nu ți-ai avântul corespunzător, aterizezi direct în cap. Adică, periculozitate. Uite, asta puteți încerca dacă vreți. Au făcut cerebel cu oase. Au mai făcut mai mult. M-a impresionat numărul cu cauciucuri, dar n-aș putea să-l fac, că nu pot să fac tumbele alea în aer. Băi, fraților, ce aveți, ați nebunit? Sunt fotbalist, n-am făcut tumbe în aer, nu sunt circar, nu sunt... Ia, gata, hai, terminați. Ia uitați-vă la momentul ăsta, că poate puteți să faceți cu el. Fiți atenți. Ivan era așa un fel de Spider-Man, ca să fii făcut pentru treaba asta, că trebuie să fie așa subțirel, să nu fii cu mușcul astea. Acolo era spectaculos, deci arăta spectaculos, din orice unghi îl privea era spectaculos. Bine, rău! Bravo! Și zic, gata, ăsta-i, ăsta-i momentul meu, zic că asta trebuie să fac. Spectacolul s-a terminat și nu m-am regăsit în niciun număr. Am intrat în panică, joacă copa asta, ce fac, Gianni? E, a fost greu azi, a fost greu? Alo, copilașii mei, a fost greu? Nu vezi că ești vorbe numai? A, nu mai aveți vorbele la voi? A, nu! Nu? Nu, mâine mai mult. Mâine mai mult. După spectacol, Neamărin ne-a dus să luăm masa de seară. Te-am povestit așa despre cât de grea ne-a fost ziua. Ne-am înțepat așa un pic cu echipa cealaltă, ca voi n-ați muncit, mă, noi am muncit, noi am făcut, n-am, ei erau cum, mă, nu, am dat toate babele cu nămol, am făcut... Rup de obosit, mâncam și de-abia așteptam dușul să văd cum iau cele 3 mirosuri. Ziua 1 am muncit ca un câine, nu că n-aș fi, exact un câine de la hăituit. Foarte grea, dar în același timp frumoasă, pentru că muncești pentru niște oameni și tu ca persoană faci lucruri noi în viața ta. Astăzi vom face o paradă. Yeah! Da. Liviu, este posibil să ajungă și el astăzi? Edi trebuia să fie la ședința asta. Da. N-a ajuns. O să facem pe la prânz ședință cu el, ca să vedem ce faceți în spectacol. Da. Am luat hotărârea să nu discutăm despre ce vom face,
decât după ce ne întoarce de la diferite munci, ca să vină și Edi, pentru că Edi mă ajută foarte mult în spectacol. Gianni, Roxana și Sony în circ, pânza aia de unde intră artiștii, o da jos. Da. Și o duceți la curățătorii. Bine. Bine? Da. Pânzele de aici, din spate, erau murdare. Cortina de artiști. Iar restul, mergeți cu mine la promovare la Hotelul Melodia. Ești bine de acord? Și eu. Cum? Ce-ai zis? Nimic. Dacă avem și noi. Da. Nu ne amânine, că nu e nimic. A dat înapoi. Dacă aveți întrebări, eu stau la dispoziția voastră. Nu, Diana a vrut să zică ceva, dar văd că nu. Vine și sindicul ăla. Păi da, normal. Ea este directoarea circului. Ea știe ce trebuie să facă aici. Ați înțeles? Da. Prietena mea, Sandy, încerc să o evit cât de mult pot, dar ea e ca un sky, așa, unde se mnăie și ea. Hai, Ruf. Da, asta, da. Hai, că te ținem noi. Așa. Am avut de luat cortina asta de la circ. Ține-te bine. Mă țin foarte bine. Eu la 94 de kilograme să mă urc eu, i-am spus Roxanei să urce că era mai slăbuță. Haide-mă odată, mă. Dacă tot Sony e cu noi, e să meargă și Dani cu mine la Hotel Melodia. Și bine, Nea Marina, că ai făcut deja echipele, haide să mergem. Hai, Neaț, hai. Hai că deja suntem întârziere. Am plecat la Hotel Melodia. Auzi, da. Asta e magneziu. Se folosește pentru nu aluneca. Sandy a vrut să facă o glumă cu mine. A venit nu știu cu ce bicarbonat, că dacă îți dai cu ăsta pe mâini, ia miroase-l, ia voia de fapt să mi-l arunce în față. Păi tu cu mine te pui care... Eu sunt numărul unu în așa ceva. Ea nu știe că sunt șmecher calificat, tu nu știi de mine încă? Sunt o persoană care îmi place să glumești. Fac glume, dar vreau să-i răspunde, știi? Sandy este sora lui Sony, este la fel de nebună ca și el. E normal, oamenii trăiesc la circ. Amândoi zăpăciți de cap. Îi place să provoace și place să se joace. Deci Sandy are ceva probleme la mansardă. N-are toate țiglele pe casă și nici nu cred că o să reușim noi să-i le montăm până plecăm de aici. Hai! Dar unde e ce localitate aici? Monte Carlo, unde? La Amelina Miconos, în sfârșit. Bună ziua, bună ziua. Să rămână. Să rămână, Mihaela. Ce burghezie. Aici ne-am simțit foarte bine. Eu am mai fost aici. E un lucru extraordinar să poți să aduci flyere, să le pui la recepție, oamenii cum vin și au de acolo. Drăguță domnișoară, a zis Nea Marin, eu trebuie să rămân la recepție, mergeți pe etajul 5 și sunt două doamne acolo, o să vă spună ele ce aveți de făcut. Cezărică, bagă-te aici în asta. Diana, intră tu în asta, tu aspiri holul. Ok, trebuia să curăț mocheta de pe scările hotelului cu un aspirator de la imens de mare. De ce nu? Puțină curățenie acolo, nu strică. Măturăm balconul, adunăm gunoiul, ștergem geamurile, spălăm balconul și vă dau și mănuși. Schimbat de așternuturi, aspirat, șters balconul, curățat gunoaie, toalete, spălat geamuri. Multe! Să știți că fac și eu la mine patul, nu-i problemă. Da? Da. Sunt tipicar, eu de ăla. Trebuie să iasă la dungă. Eu sunt obișnuit pentru că sunt destul de perfecționist în acest sens și nu mi s-a părut așa ceva wow. I want you break free. La 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 la. Freddy. Dani era în filmul lui Freddie Mercury. Când să mă simt bine, că eu așa muncesc. I want you break free. Îți place Diana cu cântă? Nu, mă, eu încerc să-mi aud radio-ul meu și nu reușesc aici. Ne-am pus puțină muzică, dar ce să vezi că toată muzica mea din cameră nu se mai auzea de Dani. La 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 la
Nu e bine. Cântă, dar mai în gând. Ok, gând. Da? Cântă introspectiv. Păi atunci cântă tu, mă. De ce nu cânti tu? La, 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 la. Cum mi s-a părut că a depus ceva efort pe acolo? Cânta în continuare și... Să știi că am făcut curat cu plăcere, să zic așa, pentru că eu mai fac curat și acasă, caravana mea. Dacă Sandy trebuie să plece și eu nu suport dezordine și nu am chestii de-astea de bărbați de-ăștia sofisticați. I want to break free. Să rămână. Numele meu este Gianni Chiriță. Roxana Vancea. Sony. Am ajuns la spălătorie. Ne-a întâmpinat șefa spălătoriei. Avem și noi o problemă. Diseară avem spectacol la circ, la Beluci. Am înțeles. Și avem niște perdele mai mari, așa, draperii de astea, cortine. Nu? Și ne trebuie pentru diseară. Păi vă trebuie ce? Să le aducem? Să le aducem, le-am adus să le spălăm. O doamnă e foarte serioasă. Nici n-am terminat de vorbit și mi-a zis direct: haide să cântărim copertina, să vedem cât are, cum are gramajul. 19 kg. Avem 19,6. Cred că ne muncește să ne găsesc perdele alea mai bine. Dar asta mi-e frică, vrei să zici ceva? Da, și mie. Când am văzut cearceafuri, plicuri, mamă, deci pe mine m-a dus undeva, eu și acasă la mine, eu îmi fac curat singur, bag aspiratorul, e, când schimb lejeria, am o problemă. Fac spume, am nervi. Aici este zona de spălat pe murdare. Da. Lângă le scoatem din mașini, da? Sunt mașini de diferite categorii. 110 kg, 90, 60, 40, 25. 90. Domnii le sortează. Da. În sensul că avem lejeria care se așează pe pat, separat lejeria cu care ne învelim. Ne-a arătat toată procedura, mașina de spălat, mașina de uscat, are mașina și de călcat. E super, mi-a plăcut foarte mult. Avem aici un senzor, o să vă arăt. Îl pui până aici. Și l-a luat. Ele vor veni aici, pe bandă, da? Da. Păi nu sunt deja împachetate? O să stăm lângă voi, vin, da. Noi le țiplăm la momentul ăsta. Da? Deci mașina le țiplează. Facem 20 de pachete pe minut. Este foarte simplu. Eu, în gândul meu, da, doamnă, arătați-mi toate etapele. Nici n-aveam ce să-i zic. Mai lasă-mă cu etapele astea. Trebuia să-i faci pe plac. Și acum avem zona de călcat. Zona asta îmi place mie aici. Zona de călcat, aici avem fețele pernă, naproane. Sunt atât de fericit, eu chiar vreau să le văd. Zona de cearceafuri, curate și ies deja pliate, aranjate. Cât de tare! După ce ne-a făcut turul de forță al acestei spălătorii, e cea mai mișto spălătorie pe care am văzut-o. Punct! Da. Asta am reținut. Hai să vedem dacă... asta ai reținut. Da. Lasă că o să reții după ce intri la fiecare mașină câte un pic. Deci când a zis că trebuie să trecem până toate etapele... Era o căldură acolo, nu pot să-ți explic. Adică 50 de grade, așa, care veneau spre mine, eram transpirată lac. Este simplu pentru voi. Da, dar e treabă de femeie asta, adică... Poate să facă oricine. Nu există așa. Butoane, măi, nu există așa, asta e treabă de femei. Păi și ce să... Hai, păi și noi bărbații să spălăm, să călcăm. Păi ce facem? Păi bărbatul trebuie să plece, să adune, să vină cu bani, să țină casa. Acum ce facem? Și spălăm și călcăm? Dar nu sper că spălăm mașinile. Nu mai, măi, e nenorocire. Nu, nu, la revedere. Nici n-am cuvinte. Aici. Da. Ce e? Să vă spun ce avem de făcut în această dimineață. Da. Okay. Au afară o terasă frumoasă, cu fântâne arteziene. Oamenii terminaseră de să vrei micul dejun. A se lua de seamă. Se termina micul dejun, era de vreme. Aici era șeful de sală. Avem de debarasat terasa. Okay. O persoană așa se ocupe de piscină. Da. Avem un echipament de curățat piscina. Și la final ar trebui să strângem bufetul din interior. Ok. Cezar cu Diana să înceapă curățenia și pe Dani cu aspiratorul ăsta de apă să tragă toată mizeria din aceste bazine. Sunt niște bazine mici care aveau nisip în ele, mizerie, să curețe. Nu, nu de aici. Alo. Tu mai de acolo mergeți. Veniți cu mine. Alo, nu, 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 alo, 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 alo. Putura asta ai fost toată viața. Hai de mama mea, asta m-a durut până în suflet. Vino cu aci. Nu știu ce-i cu Diana. Poate e îndrăgostită, poate e obosită, ceva e cu ea. Poate că nu pare că fac lucrurile astea, dar eu chiar le fac. Adică zilnic glumești, păi am un copil. Ce
risipă de mâncare. Lasă, că și tu lași, mă rog. Să știi că nici debarasatul de mese nu e chiar atât de ușor. Ce am observat este că românii aruncă foarte multă mâncare, să și iau foarte multe chestii pe care nu le mănâncă, le încep și nu le mănâncă. Ele, sigur, nu se mai pot folosi, refolosi, că n-ai cum. Mâncase un copil lângă mine, unde făcuse în curat, o familie cu un copil, rămăsese un crembuș. Deci n-am putut să rezist. Am luat cremuștul, l-am muiat în ketchup și am mâncat cremuștul că nu mai puteam. Eram leșinat de foame. Cezar Oatu fură brânză topit. A furat brânza de la hotel, uite! Gianni! Gianni, vino faci! Nu m-am dus, că nu vreau! Bă, de ce nu veniți mai acolo? Nu plecați. Și uite așa a început balamul. E o nebunie totală.